În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Din viețile Sfinților citire. Luna decembrie, ziua 28-a, Sfinții 20.000 de mucenici și Nicomidia, în biserica din Nicomidia. Maximian, fiind în al doilea an al împărăției și pregătindu-se prigoarea ce a cumplit împotriva creștinilor, Sfânta Credință Hristos înflorea, cum înfloresc primăvara multe flori, iar îndunelele și privighetorile duhovnicești, păstorii și învățătorii bisericii, cântau dogmele dreptei credințe. Între aceștia, cel mai împodobit cu cuvântul și cu viața a fost Chirib, episcopul bisericii Nicomidiei, care împodobea eparhia sa cu faptele bune, mai mult decât cu vrednicia arhieriei lui, cu a cărui propovăduire, lăsindu-se de aprea credință creștinească, ajunsese până la palatul împărătesc, viețuind în același timp Maximian în Nicomidia. Atunci începuseră mulțime din slujile cele apropiate ale împăratului a se întoarce de la idol și a veni la Hristos Dumnezeu. De acest lucru, înștiințându-se Maximian, plănuia ca îndată să ridice prigoana asupra Bisericii lui Hristos. Dar îi setea înainte un război ce avea contra barbarilor. De aceea a voit ca mai întâi să meargă împotriva vrăjmașilor din afară și să-i biruiască, apoi să ridice război înăuntru, nu asupra vrăjmașilor, ci asupra casnicilor și ajutătorilor împărăției. Adică asupra creștinilor care cu rugăciune și cu credință dreaptă întărau patria. Ieșind el din Nicomidia la război împotriva etiopienilor, mai mult strălucea lumina faptei Sfintei Credințe, luminând pe cei necredincioși. Iar numărul oșilor lui Hristos se mulțea și se pregătea pentru nevoința ce avea să vină. În acea vreme, era o fecioară frumoasă care fusese crescută în palatul împărătesc cu numele Domna, pe care o dăduse împăratul necuraților zei spre paza fecioriei și o făcuse cea din tâi preoteasa idolilor din palatul său. Acelei fecioare, după purtarea de grijă a lui Dumnezeu, i-a intrat în mâini Cartea Faptelor Sfinților Apostoli și Epistolele Sfântului Apostol Pavel, și citindu-le, a început a se lumina cu sufletul. Deci se bucura că a aflat atâta visterie duhovnicească și se minuna de credința cea tare a credincioșilor creștini într-unul Dumnezeu, dar se mâhnea cu sufletul că a petrecut atâta vreme în întunericul necunoștinței și în noaptea rătăcirii. Și dorind cu desăvârșire să dorească, să cunoască dreapta credință și cu aceea să se facă părtașă, a chemat îndată pe una din fetele alese, care era fecioară creștină și de ea fiind povățuită, s-a dus noaptea la Sfântul Episcop Chiril, neștiind nimeni. Iar ea, învățându-o multe din dumnezeiasca scriptură și însemnându-o cu semnul crucii, a încredințat-o unui diacon sfânt cu numele Agapie, ca prin povățuirea lui să se pregătească cu post și rugăciune pentru Sfântul Botez. Dar ea toate cele poruncite le săvârșea în taină și nimeni nu știa de aceasta decât numai un famen care era asemenea cu ea în obiceiurile cele bune cu numele Indis și care asemenea s-a apropiat de Sfânta Credință până cu Domna și se pregătea pentru botez. Și sfârșindu-se vremea cea rânduită de episcop, a fost botezat Domna și Indis și astfel fecioara, după nașterea sa cetucească, de grabă s-a născut în cea duhovnicească, căci nu avea mai mult decât 14 ani de la nașterea sa. Întorcându-se la palat cu nimic, nu se îndelenicea decât numai în rugăciuni, în post și în citirea Dumnezeieșilor Scripturi, iar odată citind faptele apostolilor a ajuns la locul unde se scrie
că cei ce aveau moșii sau case vânzându-le, aduceau prețurilor vândute și le puneau înaintea apostolilor. Deci a gândit și Sfânta Domna să facă același lucru, adunând toate ale sale câte avea. Aur, argint, pietre scumpe și măgăritare, haine de mare preț și toată podaba feciorească, le-a adus în taină la părintele său duhovnicesc, Sfântul Chiril, și punându-le înaintea picioarelor lui, ca înaintea picioarelor apostolești, l-a rugat ca să le împartă cu mâinile sale celor ce le trebuiesc, care lucru s-a și făcut. După aceasta, Sfântul Chiril a murit, iar Sfânta Domna, punând toate învățăturile lui în inima sa, ziua și noaptea se servuia plăcea Domnului, slujindu-i cu o sârdie împreună cu cel de un gând al său duhovnicesc frate Indis, famenul cu care împreună s-a născut din apă și din duh. Deci postea în toate zilele până seara, învățându-se în legea Domnului, iar seara târziu masa lor era pâine uscată și apă. Iar cu bucatele cele rânduite de la împărat, ce li se dădeau lor în toate zilele, săturau pântecele flămânzilor, că și pe toate le împărțeau săracilor în ascuns. O viață ca aceasta cu plăcere de Dumnezeu, având ei, nu a fost cu putința a se tăinui, ca în cetatea ce stă în vârful muntelui, deci în tot chipul se tăinuiau. Dar pe cum se arată făclia sub obroc și comoara acea aflată în țarină, astfel s-a arătat și dreapta lor credință. Dumnezeu voind astfel ca această sfântă doime să fie pildă credincioșilor, iar necredincioșilor spre rușinare. Pentru că s-a înștiințat despre postirea lor cea din toate zilele cel mai mare peste toate palatele, adică începătorul eunucilor, și cel mai mare peste bucatele împărătești, și în loc ca el să se minuneze de o asprime ca aceea vieții lor. Mai mult s-a pornit spre tiranie și îi bătea pe dâns și silindu-i să spună unde duc bucatele ce li se dădeau. Ei, tăinuind fapta cea bună, nevrând nici de cum a spune, s-a apropiat un famen păgân și de neam pers și a început a spune acelui ispravnic fapta lor cea bună, ca pe o facere de rău, spunând cu defăimare și clevetire că viețuiesc blânzi și curați. Se înfrânează de bucate și bucatele ce li se împart, ce li se dau le împart potrivnicilor împărătești, adică creștinilor celor săraci. Dacă voiești, zicea el, să știi cu adevărat, apoi deschide cămările lor și vei cunoaște că nu sunt minciuni cele găite de mine. Iar mai marele unucilor și ispravnicul palatelor împărătești, luând cheia de la dânsii, s-a dus în locuințele și cămările lor și deschizându-le, le-a aflat pe toate deșarte. Iar înăuntru nu era decât Sfânta Cinstita Cruce, Cartea Sfinților Apostoli, două rogojini pe pământ, un vas de lut și o făclie, cum și un alt vas mic de lemn, în care erau preacuratele taine. Și îi întreba ispravnicul, unde sunt hainele de preț, aurul, precum și alte lucruri prea minunate și scumpe? Iar ei, nerăspunzând nimic, iarăși i-a muncit, dar n-a sporit cu nimic. Apoi a poruncit să închidă până ce va vesti despre dânsii împăratului. Și fiind dusă fecioara la închisoare, a luat cu ea cartea Sfinților Apostoli și a ascuns-o hainele sale, pentru că era mică și cu înlesnire putea fi tăinuită. Asemenea și Indis a luat văsciorul cel mic cu dumnezeieștile taine. Adică au luat aproape toată averea lor. Și astfel au fost închiși și chinuiți cu foamea și cu setea multe vreme, căci astfel a judecat dreptul, nedreptul muncitor, ca cei ce hrăneau pe cei flămânzi să moară de foame. Apoi s-a întâmplat tinerii fecioare să cadă în boală trupească de îndelungată de mâncare. Dar cel ce se îngrijește de păsări și de fiare, care deschide mâna sa și satură toată ființa cu bunăvoință, purtătorul de grijă al tuturor n-a trecut cu vederea pe robii săi care se plecau îndelung cu foamea, ce a trimis pe îngerii săi într-una din nopți
și cu lumină cerească să lucină în întuneric, le-a pus înainte masă minunată, cu hrană cerească și băutură neobișnuită, apoi s-au dus. Iar ei, mâncând și bând cele puse înainte, s-au întărit și au uitat rea pătimire dinainte. Deci, pe de o parte, mângâindu-se pentru arătarea cea îngerească, iar pe de alta, îndesulați cu hrana cea îngerească, se luceau cu fețele ca și cum ar fi stat într-o cămară plină de bucurie, cântând cântarea lui David. Ca de seu și de găsime se umple sufletul meu cu buze de bucurie și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. După aceasta a venit mai marile unucilor să vadă, ca să vadă de sunt biruiți de foame. Că doar astfel iar avea pe dânsii supuși lui. Dar văzându-i bucurându-se cu fețele luminate și pline de bucurie, a lăsat uițimea de vreme ce cu aceea nimic nu făcea și prefăcându-o în blândețe vicleană, le-a poruncit să viețuiască în casă, în orânduiala lor cea din tâi, căci le va da cu îndesulare toate cele de trebuință, hrană, haine, aur, argint, podoabe feciorești, numai puține decât cele din tâi. Iar Sfânta Domnă, iarăși pe toate acelea, le dădea în taină săracilor, nu numai hrana, ci și hainele, cele de mult preț. Și văzând pe mulți săraci alegând adânsa, ca la hrănitarea lor, brâul ei, care era făcut din pietre scumpă și din mărăritare, precum și alte podoabe, le-a trimis lui Alimpie, diaconul, ca să le vândă, iar prețul să-l împartă spre hrana flămânzilor. Apoi, gândind în ce chip ar face ca să scape de petrecerea cea cu păcătoșii și de lăcașurile cele pline de rugăciune, și-a adus aminte de Dumnezeescul părinte David, care, fugind de fața lui Saul, s-a făcut înaintea lui Anhus, împăratul, s-a făcut nebun înaintea lui Anhus, împăratul geților. Deci s-a prefăcut și ea nebună, căzând fără spume, tremurând și strigând. De acest lucru, înștiințându-se ispravnicul palatelor împărătești, mai marele unucilor s-a mâhnit pentru dânsa și nu se pricepea cum ar putea să o vindece. Și aflând că o asemenea boală o vindecă creștin, i-a chemat pe episcopul creștin, pe Sfântul Antim, care era după Sfântul Chiril, și i-a încredințat pe fecioară ca să o vindece până se va întoarce împăratul de la război. Apoi a pus și pe indii să-i slujească. Episcopul, pricepând cu duhul gândului Domnei, a luat-o cu dragoste părintească și a trimis-o într-o mănăstire de fecioare, bucurându-se și veselindu-se că, izbăvindu-se de petrecerea acea împreună cu păgânii, s-a învrednicit a viețui împreună cu creștinii. După o vreme, s-a întors Maximian de la război cu biruință. Dar biruința sa asupra vrășmașilor nu o punea în seama lui Dumnezeu, cel prea înalt și tare în războaie, ci a zeilor fără de suflet. De aceea a voit a le aduce mulțumire de jertfă și apoi să înceapă pregoana asupra creștinilor. Deci a gătit priveliște în mijlocul cetății și în acea priveliște a scos din palat idolii cei de aur și de argint și punându-i pe scaunele împărătești și încununându-i cu cununi, le jertfea viței grași, apoi a poruncit slujitorilor idolești ca să stropească cu sânge de vițel poporul ce stătea împrejur. Și îndată cei ce erau creștini au început a ieși din priveliște ca să nu se spurce cu acea necurată stropire. Acest lucru văzându-l împăratul a început a striga cu glas mare: unde vă duceți, o oameni cinstiți, cinstind mai mult întunericul decât lumina și nesocotind zeii aceștia care, prin care se ține întreaga lume? Oare nu vedeți biruința și păsnuirea? Nu vedeți marile bunătăți adăugându-se celor buni și cum sunt toate în liniște și se adaugă în fiecare zi unele laturi peste care n-au fost domni și acum le stăpânim? Nu vedeți slava înmulțindu-se și împărăția lățindu-se, cetățile supunându-se, iar altele au să ni se supună? Nu vedeți împărățiile limbilor slujindu-ne și toate făcându-se după inima noastră? Sfârșitul lui Dumnezeu, laudă!